Este timpul să ne unim în credință, iertare și iubire. Este timpul ca și Ortodoxia Românească să aibă o voce pregnantă și importantă. Este timpul să mergem împreună pe cea mai sigură cale. Calea spre mântuire. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernice Părinte și iubiți frați creștini, știm prea bine că viul înseamnă transformare. Viul se mișcă. Doar cel mort nu se mișcă. Și mortul se transformă în felul său. Materia organică devine anorganică, lipsită fiind de principiu vital. Dar, ca deplasare fizică, evident că cel mort nu mai face nicio mișcare. Mântuitorul spune că cel care vrea să fie ucenic, să-și ia crucea și să-i urmeze lui. A-i urma Mântuitorul înseamnă o mișcare. Este a cuiva viu. Și Mântuitorul, când urca drumul crucii, ieșea din cetatea Ierusalimului cu crucea în spate și urca Golgota, era încă viu în viața aceasta. Așa și noi, când ne luăm crucea și urmăm Lui, înseamnă că suntem vii în viața aceasta. Dar știm de asemenea, și asta este evident, iată că acum începe și toamna și vedem din ce în ce mai multe frunze moarte. Știm că sfârșitul vieții este întotdeauna moarte. De aceea, cel care își ia crucea lui Hristos, dacă vrea cu adevărat să fie ucenic al lui Hristos, trebuie să se pregătească să moară pe această cruce pe care și-o duce toată viața. De murit oricum va muri. Moartea este consecința păcatului strămoșesc, care a pătruns în adâncul firii omenești prin lui Adam și a Evei. Și noi fiind moștenitori a acestei firi ale Adam și Evei, moștenim și moartea în adâncul firii noastre. Nimeni nu este scutit de moarte, în afară de Dumnezeu, care este nemuritor, care e într-o cu totul altă categorie, și îngerii sunt într-o altă categorie, dar din lumea vizibilă, din lumea sensibilă, indiferent că este vorba de pământ sau de orice altă planetă, constelație, galaxie, ce vreți, indiferent că este vorba de o bacterie sau din organismul unicelular, până la cei mai complexe organisme, niciunul nu este scutit de moarte, de moartea fizică. Așadar, moartea este un dat, nedorit, dar un dat. Crucea nu este un dat. Crucea ne putem asuma sau nu? Putem încerca să evităm crucea, să întrăim viața, dar tot vom muri. Sau putem să ne asumăm crucea, să ne ducem cu greutate. Nu uitați că crucea pe care așa ți-o Mântuitorul era așa de grea încât el
bătut și bagiocorit fiind a căzut sub această greutate și a trebuit să vină Simon Chirinean să-l ajute, până când vom muri pe ea, pe această cruce. Dar cel care încearcă să evite moartea, acela pierde totul. Pentru că moartea este inevitabilă. Moartea în lumea aceasta este inevitabilă. Iar cel care își investește energia sa în a evita moartea, cu orice mijloc, acela, în momentul în care va muri, va pierde tot ceea ce a investit. Crucea nu e deloc ofertantă. Să-ți iei crucea, nu e ceva ofertant. Mereu trebuie să ne gândim, chiar dacă noi nu suntem Hristos, să ne gândim că atunci când ni se spune că trebuie să ne luăm crucea, Mântuitorul avea în vedere ceea ce suferau pe atunci condamnații la moarte prin răstignire și ceea ce avea el însuși să sufere. Deci crucea nu este ofertantă. De ce să te chinui? De ce să te chinui în viața aceasta dacă poți să eviți chinul? Dar evitarea suferinței nu face decât să nu pregătească sufletul pentru înviere. Nu face decât să adâncească sufletul în mirajul pe care diavolul l-a dat la începutul lui Adam și Eve, că nu veți muri, ci veți vivi și veți fi asemenea lui Dumnezeu cunoscând bine și răul. Dar acesta este un miraj. Oricine din cei care ne asigură că în lumea aceasta putem să trăim bine și frumos, evitând crucea și suferința, este neînșală. Deliberat sau nu, dar neînșală. Ne vând suferință și durere frumos împachetată în niște promisiuni. Așa cum diavolul le-a promis lui Adam și Evei, le-a promis lui Adam și Evei, veșnicia. Frumos împachetată. Dar când pachetul s-a deschis, s-a văzut de fapt care esența ascultării de diavol, moarte. Crucea nu este ofertantă, dar este singura cale prin care putem să ne folosim de suferința din lumea aceasta. Pentru că prin cruce, asumând această suferință pentru Hristos, sufletul nostru se despătimește. Se eliberează din lanțurile pe care lumea aceasta, și prin trupul nostru, și prin alte ispite, prin care lumea aceasta încearcă să ne păstreze aici, în acest miraj, prin care diavolul, prin termenul lor, intermediul lor, prin mijlocia lor, încearcă să ne păstreze în acest miraj. De aceea nu trebuie să negăm suferința. Nu trebuie să ne punem nădejdea că vom scăpa din ea în viața aceasta, prin mijloace viața aceste. Că vom scăpa definitiv de ea în viața aceasta. Suferința este și este prezentă și trebuie doar să o conștientizăm. Și am mai spus și altă dată și o spun, sufletul nostru, mintea noastră, inima noastră, deci partea noastră spirituală, este astfel făcută, este unitară. În principiu, ea trebuie să stea unitar, unită.
una dintre ispitele lumea acestei este să fie risipită. Mintea să se risipească în tot fel de griji, gânduri, căutări, închipuiri, rele amintiri, iar inima în îndulciri sau în înfricoșări și în angoase. Dar ele, de fapt, ar trebui să stea unite, adunate, mintea și inima, către Dumnezeu. Asta o facem prin rugăciunea neîncetată. Suferința are un rol care poate să fie negativ sau pozitiv. Suferința autentică, suferința profundă, nu cea superficială, nu că mă doare un vârf de unghie, că mi s-a desprins, sau cine știe ce alte mici supărări. Suferința profundă, adâncă, tinde să concentreze gândurile noastre și mintea noastră, să nu mai avem timp de alte griji din pricina suferinței și doar cumva să încercăm să scăpăm de ea. În acest moment se desparte cel care vrea să-și ia crucea de cel care evită crucea. Cel care evită crucea se va chinui doar să scape de suferință și îl va ignora pe Hristos în acest proces. Suferința îi va produce, va simula doar în el instinctul de conservare a omului celui vechi. Anume, omul acesta să supraviețuiască aici cât mai mult și cât mai bine. În cel care își asumă crucea, dar acesta este un efort pe care trebuie să-l facem, pentru că cealaltă conservare a omului cel vechi și încercarea de a scăpa de suferință este în natura omului celui căzut și se produce noi fără niciun fel de efort, este o buruiană pe care o avem în sufletul nostru. În cel care își asumă suferința, această suferință provocând adunarea minții și a inimii, îl ajută pe respectivul sau respectiva să-și îndrepte mintea și inima spre Dumnezeu. Dacă reușește să treacă peste durerea acută a suferinței, să se lasă copleșit de ea, sau dacă este vorba de o suferință gen cronică, cum este cea provocată de tumor, de pildă, care durează luni și luni de zile, măcar în perioadele în care această suferință nu este acută, să se lase copleșit de amintirea suferinței sau de așteptarea suferinței. Cel care reușește să se lase copleșit prin suferința respectivă, își va aduna mintea și inima și le va îndrepta către Dumnezeu. Și acelea suferință este de folos. Pentru acelea suferință este crucea pe care și-o ia și-o duci și-l urmează pe Dumnezeu. Acesta, lepădând speranțele de șarte al lumii acestea și îndulcirile pe care, făgăduite de lumea aceasta, lepădându-le pe acestea, îl dobândește cu adevărat prin suferință pe Hristos. Și astfel ajungem la acest cuvânt. Cine va căuta să scape sufletul pentru viața aceasta, îl va pierde. Iar cine îl va pierde pentru mine, îl va dobândi. Pentru că va dobândi la sfârșitul suferinței, prin moartea sa pe cruce, învierea cu Hristos. Nu avem altă scăpare. Nu putem să ieșim din suferință. Nu putem scăpa de suferință. Există o religie orientală foarte cunoscută, budismul, care încearcă să iasă și ea din acest cerc al suferinței. Și îi spun că orice acțiune produce un efect și efectul, de fapt, este o cauză a suferinței. Indiferent că este acțiunea bună sau rău, se află în mare înșelare. Nu se poate scăpa din acest
această închisoare a suferinței decât urmându-L pe Hristos. Deci acționând în felul acesta, crescând în noi gândul către Hristos, care de fapt este un efect și un ecou al harului pe care Dumnezeu mi-l dăruiește în chip nevăzut. Dar trebuie să mă străduiesc eu, să mă lupt eu cu ajutorul Dumnezeu, cu harul Dumnezeu, ca să-mi duc mereu mintea și inima către Hristos. Să-mi răstignesc mintea și inima față de cele ale lumii acestea, față de cele care îl atrag pe omul cel vechi, și să mi le duc inima și mintea către Hristos, astfel încât să nasc, să fiu omul cel nou născut în Iisus Hristos. Am această putere dată prin taina botezului. Am această putere dată prin taina spovedaniei. Am această putere dată prin taina Sfintei Împărtășanii, de a crește ca omul cel nou. Pentru că în botez, omul cel vechi, afundat, desăvârșit în apa sfințită, prin intermediul acestei ape sfințite se unește de plin cu firea omenească a lui Iisus Hristos. Pentru că prin spovedanie pe care o fac în fața lui Hristos și l-am ca martor pe preot, indiferent de vrednicia sau de vrednicia lui, dacă eu stau în fața lui Hristos, prin spovedanie, arătându-mi părerea de rău pentru păcate și dorința și nădejdea că Dumnezeu poate să-mi ierte păcatele și consecințele acestor păcate nefaste în viața mea și în viața altora, prin spovedanie, Dumnezeu mă curăță și îmi reface ceea ce s-a stricat din firea omenească, aceea deplină pe care am primit-o la taina botezului. Iar prin Sfânta Împărtășanie mă unesc iarăși și iarăși cu Hristos Domnul nostru. Pentru că iau prin Sfânta Împărtășanie în gura mea și intră în esofag și în stomac și de acolo se duce în întreg trupul meu, chiar trupul și sângele Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Aceasta înseamnă să-mi iau crucea, aceasta înseamnă să trăiesc cu adevărat pentru Hristos. Problema este de sinceritate. Mântuitorul a făcut ce trebuia să facă El. Cu jertfă și jertfă complicată, grea, nu fără de sânge, în trupul Său și cu sufletul Său s-a chinuit. Problema este să fiu eu sincer în această luare a crucii. Dacă reușesc să-i cer Dumnezeu cu adâncă smerenie să mă așez sincer în fața Lui, atunci Dumnezeu, ca un părinte iubitor, mă va ajuta. Dacă eu fac doar niște gesturi care încetul cu încetul se formalizează, iar credința mea este în altă parte decât în semnificația autentică a gestului, atunci, deși fac gesturile respective de spovedanie și de împărtășanie, că botezul nu mai am cum să-l fac, deși le fac, sufletul meu este departe. Bineînțeles că este greu să fii mereu sincer în fața lui Dumnezeu. Este greu pentru că ar trebui mereu să conștientizăm realmente prezența lui Dumnezeu. Și de cele mai multe ori punem aceasta, o punem în paranteză. De cele mai multe ori nu ne luăm crucea, ci încercăm să ne păstrăm viața aceasta pentru noi. Dar avem această făgăduință a Dumnezeu. De câte ori cazi, scoală-te și te vei mântui. Și pe temele acestei făgăduințe,
De câte ori cădem și ne dăm seama că nu suntem sinceri, că în ziua de astăzi, care a trecut, în orele care au trecut, n-am fost sincer în fața lui Dumnezeu, să mă așez la rugăciune, să cer, Doamne, iartă-mă și ajută-mă mereu să fiu sincer în fața Ta. Dacă o să fiu sincer în fața Dumnezeu, atunci sigur îmi voi lua și crucea. Dar lucrul minunat care se întâmplă este că cel care stăruie în această luare a crucii, de la un moment dat nu se va mai simți singur în suferință, ci va simți că această suferință pe care o are de dus, o duce împreună cu Hristos. Și din momentul acela, deja, se întâmplă iarăși alt lucru minunat. Nu mai vrei să trăiești fără cruce. Nu-ți mai poți imagina viața fără crucea prin care te simți împreună cu Hristos. E adevărat că în viere nu va exista niciun fel de lacrimi, niciun fel de durere, niciun fel de suferință pentru cei care vor învia cu Hristos. Acolo crucea nu va mai fi cea pe care ne răstignim, ci va fi pomul vieții veșnice, din care ne vom hrăni pururea, pentru că pururea vom fi în veșnicie și ne vom bucura în veșnicie cu Tatăl, cu Fiul, Sfântul Duh. Amin. Este timpul să mergem împreună pe cea mai sigură cale. Calea spre mântuire.